Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. Poate că știi, poate că nu știi, dar recent a izbucnit un foarte mare scandal legat de Facebook și compania aceasta, Cambridge Analytica, pe baza datelor unor user, de fapt pe baza datelor a 50 de milioane de user aproximativ, date care au fost oarecum furate din platforma Facebook de către această companie sau mă rog și de alte companii și vândute acestei companii, unde s-a făcut un research foarte mare, s-au făcut niște profile foarte ciudate și foarte detaliate pe baza acestor date, prin care cei de la Cambridge Analytica au putut manipula, dacă pot să spun așa, sau așa se spune, așa se crede, au manipulat anumite ad-uri, astfel încât ei au putut înclina balanța în favoarea unor evenimente pentru care au fost angajați să lucreze, precum alegerile din Statele Unite de anul, din anul 2016, și campania de Brexit. Aici pe CNBC există un articol destul de bun cu toată chestia asta, cu cine a fost în spatele acestor lucruri despre care eu am vorbit, cum s-au făcut toate aceste analize și mai multe detalii. Și aici în poză îl aveți pe Christopher Wiley, care a fost, din câte știu, un fel de research manager la Cambridge Analytica pentru anumite proiecte. Nu era el singurul research manager de acolo. Și el este un whistleblower. Adică o persoană care a văzut niște chestii, nu era de acord cu ele și a venit în fața mass mediei să spună despre chestiile astea. La fel cum a fost și Edward Snowden, care a spus că NSA-ul te urmărește peste tot și că au acces la aproape toate datele tale online. Așa și Christopher a venit în fața presei și a spus cu ce se ocupa această companie. Practic, ei aveau la dispoziție datele a 50 de milioane de profile de pe Facebook și pe aceste date ei făceau data mining, adică le analizau în super detaliu și le încadrau în diferite grupe, astfel reușind să afle tot felul de informații pe care poate nici voi nu le știți despre voi, reușind să vă încadreze în anumite grupe care sunt mai ușor de manipulat în anumite direcții. În primul rând ar trebui să-ți spun cum au ajuns ei să aibă datele a 50 de milioane de profile de Facebook. Păi e foarte simplu. Sunt unele companii care realizează tot felul de teste și de jocuri și de chestii de genul acesta, precum este acesta de aici, și care te roagă să te loghezi prin Facebook ca să aibă acces la pozele tale și la informațiile tale. Eu am aici un cont de Facebook de test fals, nu este contul meu. Îi voi da acces acestui test și din câte ați văzut acolo el îmi spune ce date are nevoie pentru a face acest profil. Vedeți că aici folosește poza de profil de pe Facebook, cine știe ce informații mai se iau în spate. Ei bine, pe chestii de genul acesta s-a bazat acea adunare de informații despre profile și ce era interesant, până acum ceva vreme, din câte am înțeles, Facebook îți dădea voie, dacă era o aplicație de genul acesta, să ai acces și la datele prietenilor tăi. Adică dacă eu am intrat pe acest test și mi-am dat acceptul ca să se conecteze cu Facebook, acest website va avea acces și la datele tuturor prietenilor acestui profil. O chestie foarte, foarte dubioasă și ciudată, pentru că dacă eu știu să mă protejez, să nu intru pe site-uri de genul acesta și să nu dau accept la orice, poate am un prieten în listă care nu face aceste lucruri și atunci și contul meu și informațiile mele sunt compromise, nu doar ale lui. Cei de la Cambridge Analytica au făcut și niște teste înainte ca Trump să candideze, pentru că ei au fost implicați și în alegerile din Statele Unite. Ei au testat prin 2014, înainte ca Trump să-și anunțe candidatura, diferite mesaje targetate pe niște grupuri foarte mici de oameni. Mesaje de genul o să construim un zid, drain the swamp, adică această expresie înseamnă că sau se traduce ca o curățare a, nu știu, clasei politice de toate persoanele care nu vor binele națiunii.
NSA is watching you, chestii de genul acesta, ca să vadă dacă există oameni care răspund la aceste mesaje. Și spre uimirea acestor researcher, au fost foarte multe grupuri de oameni care răspundeau la mesajele de tipul acesta. Și de aceea și Trump și-a construit tot discursul acela de la alegeri pe baza unor chestii de genul acesta, foarte categorice, foarte dubioase, foarte cu subiecte foarte sensibile. O să construiesc un zid, o să mă ocup de chestiile astea, pus în față niște probleme foarte, foarte mari și importante. Aceasta a fost chestia destul de basic pe care au făcut-o cei de la Cambridge Analytica, dar analizele lor pe aceste milioane de oameni au mers mai departe, făcând acele profile de care eu vă spuneam, ele se numesc psychographic profiles, pe baza cărora ei puteau încadra toți oamenii în anumite grupe și puteau să te convingă, de exemplu, pe tine dacă susținea o tabără să-ți schimbi părerea și să votezi pentru cealaltă persoană. Și ca să vă dau un exemplu aici, cel mai bine ar fi să iau, nu știu, alegerile din România pentru președinție când a candidat Ponta și Iohannis. Să zicem că tu ai vota pentru Iohannis și pe Facebook ai da like paginii lui Moise Guran și like articolelor sale și l-ai urmări pe Moise Guran pentru că îți place ca om, ca jurnalist, îți plac ideile lui și crezi în ceea ce spune el. E bine, oamenii de la Cambridge Analytica au văzut, de exemplu, acest lucru, că tu îl susții pe Iohannis, dai like postărilor despre el, dai, nu știu, angry face sau cum se numește pe Facebook posterilor despre Ponta, ești împotriva lui Ponta, dar îl admir și pe jurnalistul Moise Guran. Atunci ei ce ar putea face este să creeze un website fals, un blog fals care să arate destul de real și credibil și pe acel blog sau site de știri să posteze un articol sau un interviu cu Moise Guran în care acesta, nu știu, ar da de înțeles că Iohannis nu este cea mai bună alegere, ci Ponta. Atunci tu, crezându-l pe Moise Guran și admirându-l, începi să ai îndoieli. Poate nu ar trebui să-l votezi pe Iohannis, poate ar trebui pe Ponta. Și uite așa, ei mai creează niște site-uri, nu știu, pot să facă și alte chestii de genul acesta, astfel încât să te influențeze să crezi altceva. Nu neapărat bazându-se pe informații reale, ci și pe informații false. Dar când vine vorba de informațiile reale, ei ar putea, nu știu, să-ți scoată în față foarte multe lucruri pe care Iohannis le-a făcut greșit, nu știu, chestia cu casele, chestia cu copiii și să-ți livreze mai multe ad-uri de genul acesta ca să te bombardeze cumva psihic doar cu chestii rele despre Iohannis. Și asta ar fi o chestie care te-ar putea face să-ți schimbi părerea. Ca urmare a acestui scandal la care a răspuns și recent Mark Zuckerberg, o să pun și acel video sub videoul acesta de pe YouTube ca să vedeți ce a avut el de spus. În principiu s-a scuzat și a spus că au încă de lucru la securizarea platformei. Facebook a scăzut foarte mult pe bursă, se poate vedea aici o linie care merge în jos. A pierdut destul de mulți bani din valoarea companiei. Bun, și acum ca să îți arăt ce date are Facebook despre mine și ce date are Facebook despre tine și cum să faci să le vezi, voi merge pe contul meu real de Facebook. Aici, dacă mergi la partea de settings, îți va apărea această pagină cu niște informații de ale tale generale și aici vei avea un link cu download a copy of your Facebook data. Prima dată aici vei avea un buton de generare în care ți se va cere parola și să-ți genereze această arhivă. Eu am făcut deja acest pas, așa că voi downloada direct fișierele și apoi îți voi arăta cum arată toată această arhivă. Ok, am reușit să downloadez toată arhiva, are vreo 270 de mega în cazul meu, am dezarhivat-o și acolo am un folder cu video, poze, mesaje, fișiere de MP4 de sunet, MP3 de sunet, scuze, și o mulțime de alte lucruri și un fișier index.htm care este acesta și l-am deschis și aici ai un sumar al tuturor informațiilor. După câte puteți vedea, am aici toate e-mail-urile mele pe care le-am folosit până acum și previous e-mail și tot felul, data nașterii,
informații despre familie, toate chestiile astea sunt legate de ce mi-am setat eu în contul meu pentru informațiile de profil. Văd chestiile la care am dat like foarte multe aici, văd tot felul de website-uri la care am dat like, pe ce pagini sunt administrator. Până aici nu e nimic ciudat, pentru că toate informațiile astea mi le-am adăugat eu oarecum. Hai să mergem la contact info. Aici e o chestie foarte ciudată, pentru că aici sunt numere de telefon. Eu le-am blurat, dar aici sunt numere de telefon în clar exacte de la toate persoanele astea din stânga. Și sunt aici persoane pe care eu nu le am în telefonul meu. Există aici numere de telefon mobil de la persoane cu care sunt prieten pe Facebook, dar de la care nu am numărul de telefon. Și văd că toate persoanele de aici au numere de telefon. Uite, am găsit aici și niște colegi de muncă, de la care sigur nu am numărul de telefon, niște foști prieteni cu care nu prea mai ținu legătura și am avut numărul, cred că, în niște telefoane mai vechi, dar aici și acum nu le mai am numărul, pentru că am verificat acum câteva minute în telefon. E foarte wow, e foarte ciudat ce e aici. Sunt foarte multe numere de telefon de care eu nu știam. Oricum, dacă am nevoie să sun pe cineva de pe Facebook, o să știu că găsesc aici numărul de telefon. Da, e foarte ciudat. Bun, mergem mai departe. Aici văd că sunt postările de pe timeline-ul meu. Aici pare totul în regulă. Photos. Aici văd tot felul de fotografii pe care le-am postat eu în trecut. Văd și unele fotografii pe care știu că le-am șters de pe profilul meu. Dar văd că sunt salvate încă aici. Iar o chestie interesantă. Dacă pierd niște fotografii, știu să vin pe ele aici. Videourile mele, din nou, pe astea le știu, nu e nicio problemă. Friends. Aici am toți prietenii mei în ordinea în care i-am adăugat pe Facebook. Hai să vedem cine au fost primii mei prieteni de pe Facebook. Declined. Cui am dat declined. Pe care i-am șters. Followers, pe cine urmăresc. Aceștia văd că sunt primii prieteni pe care i-am adăugat. Nu cred că se poate. Aici sunt primii prieteni pe care i-am adăugat. Da, e foarte ciudat, pentru că primii 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cred că primii 15-20 de prieteni pe care i-am adăugat eu prima dată pe Facebook sunt oameni pe care nu-i cunosc. Asta e foarte ciudat. Nu cunosc persoanele astea. Sunt aici nume de străini foarte multe. Marco Pastore, Matia Gregori, Laszlo Nagy. E foarte ciudat cum am adăugat eu ca prieten pe aceste persoane pe care nu le cunosc. Hai să mergem mai departe. Mesaje. Aici văd că am toate mesajele, cred că, de la toate persoanele cu care am vorbit pe Facebook. Hai să intru pe unul dintre ele. Da, mi-aduc aminte de ăsta. Ăsta nu știu ce e. Ok, interesant, o să mă uit mai târziu în detaliu. Pocuri, da, n-am avut nu știu ce chestii pe aici. Events, toate eventurile la care eu am dat participate sau going. Pe partea de security, toate sesiunile mele, când m-am logat. De unde m-am logat, IP-ul, browserul, data,
niște informații despre cookie-uri și o mulțime de alte lucruri, iar din nou niște informații foarte dubioase. Ads, aici e o chestie interesantă, ad topics, cred că acestea sunt toate topicurile la care eu probabil răspund bine când văd ad-uri și văd că sunt foarte multe, ceea ce e foarte dubios. Și aici văd ad history, când și cum am interacționat eu cu ad-urile pe care le-am văzut. Da, e ciudat cum îmi dai eu click-uri pe anumite chestii. Încep să văd anumite lucruri că se leagă aici la ad-uri. Și applications, aici sunt toate aplicațiile la care eu am dat accept ca să îmi ia informații din profilul meu și sunt extrem, extrem de multe. Prea multe, zic eu. O să mă uit puțin în detaliu mai târziu și să mai scot din ele. Văd aici una, unlockiran.org. Habar n-am despre ce este chestia asta și cum i-am dat eu accept. Oricum sunt foarte multe informații dubioase aici, vă recomand să faceți și voi ce am făcut eu, să vă downloadați toate datele pe care le aveți de la Facebook, să vă uitați prin ele în detaliu și apoi să mergeți pe Facebook și să dați un like, un follow, să ștergeți din oameni, să ștergeți din aplicații, să vă curățați puțin profilul, pentru că sunt foarte multe lucruri dubioase pe aici. Cam atât a fost în videoul de azi, sper că a fost interesant, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare la unul la fel de interesant, sper eu.